Cei doi au întocmit balanță de verificare și bilanțuri contabile cu date false pentru a putea obține un credit de o valoare mare. Actele aveau ștampile, semnătura contabilului și antetul firmei pe care o administrau, astfel că reprezentanților unităților de credit le-a fost greu să-și dea seama că au de-a face cu niște scroci. Am întocmit dosar penal pentru cele două societăți comerciale. Am înaintat dosarul organelor de cercetare penală în vederea continuării cercetărilor pentru infracțiunea de fals intelectual. Comisarii Gărzii Financiare Gorj au aflat de afacerea necurată a celor doi în urma unei reclamații venite din partea unei persoane din Alba Iulia. Au reușit să obțină astfel de credite cu... Da, au reușit să obțină astfel de credite și putem să vă spunem că ne-am avut chiar o sesizare din afara, de la o instituție bancară din afara județului. Cei doi gorjeni riscă să ajungă după gratii pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.